Scandalul dezinfectanților ia amploare, descinderea ale oamenilor legii în spitalele din țară, declarații din partea guvernanților, discursuri politicianiste, luări de poziție din partea reprezentanților societății civile, proteste în stradă. Polițiștii au făcut percheziții în 25 de spitale din București și în unități sanitare din 21 de județe, de unde au fost ridicate probe și înscrisuri. De asemenea, au fost efectuate percheziții și la locuința lui Dan Condrea, patronul Hexifarma, și la mai multe clădiri care aparțin acestei firme. Procurorii parchetului general au început urmărirea penală in rem pentru zădărnicirea combaterii bolilor și falsificarea și substituirea de alimente sau alte produse în cazul dezinfectanților din spitale. Peste 150 de polițiști au luat probe importante din spitale și din locuințele celor implicați, perchezițiile fiind făcute sub coordonarea parchetului general. Au venit polițiștii? Da. Decât l-a așteptat să vină. Polițiștii erau îmbrăcați în civil. În București, oamenii legii au ridicat probe și de la unități spitalicești de referință în sistemul sanitar, precum Spitalul Floreasca, Institutul Marius Nasta sau Institutul de Endocrinologie CEI Parhon. Reprezentanții Hexifarma au declarat că, din punctul de vedere al societății, pacienții au fost în siguranță. Jurnalistul Cătălin Tolontan avertizează însă că în povestea dezinfectanților diluați nu este implicat numai producătorul Hexifarma. Sunt câteva spitale și le-am localizat, spitalul de la Craiova, depinde unul dintre ele, unde nu Hexifarma are produse, ci alți producători. Mai mult, angajații de la compania lui Condre ar fi cerut controle, dar revolta generală din ultimele zile s-a întors împotriva lor. Deocamdată cei de la Hexifarma sunt nevinovați. Era cererea angajaților, dacă vreți, da? De ce? Pentru că s-a ajuns la scene, că avem informații din interiorul companiei Hexifarma, în care oamenii lor au fost bătuți pe stradă. Și nu e, asta nu e o metaforă. S-a întâmplat la propriu. O femeie care venea la serviciu la Hexifarma cu mașină inscripționată Hexifarma s-a oprit la stop, cineva a deschis ușa și a fost luată la bătaie, ceea ce este inadmisibil. Da. Pe fondul extinderii scandalului dezinfectanților, liderul PSD Liviu Dragnea îi cere șefului statului să convoace de urgență CSAT pe criza din sănătate. Deocamdată, Klaus Iohannis preferă să comenteze pe Facebook această problemă. În postarea de vineri, șeful statului subliniază că soluțiile parțiale se dovedesc ineficiente în fața problemelor majore existente în sistemul sanitar și cere Ministerului Sănătății o analiză exactă și un plan clar de măsuri urgente. Între timp, premierul Dacian Cioloș a convocat o ședință la Palatul Victoria ca să găsească soluții la cea mai mare criza tehnocraților. Șeful guvernului a declarat că a cerut Ministerului Sănătății să preleveze și să analizeze noi probe din toate spitalele din România, de această dată fiind vizate toate produsele de dezinfecție. Vom testa produsele de dezinfecție la două niveluri. Pe de o parte, concentrația produselor folosite pentru dezinfecție sau așa numitelor biocide, dar și eficacitatea lor. Am cerut Ministerului Sănătății să se organizeze în așa fel încât să asigure o prelevare de probe din toate spitalele, o prelevare de eșantioane a produselor folosite acum pentru dezinfecție din toate spitalele. Deci toate produsele, indiferent de proveniența lor și de la toate spitalele din România. În al 12-lea ceas, ministrul Sănătății a făcut publică lista spitalelor în care se folosesc dezinfectanți diluați, iar datele sunt cutremurătoare. În 50 de spitale din țară, apa chioară a ținut loc de dezinfectanți. Premierul Dacian Cioloș a anunțat deja că a cerut Ministerului Sănătății ca în ședința de guvern de miercuri să vină cu un proiect de modificare a unei hotărâri de guvern prin care să se crească exigența procedurii de control și monitorizare a biocidelor. El a mai anunțat că intenționează ca în cursul zilei de luni să organizeze o întâlnire cu un grup de experți provenind din sistemul de sănătate, dar și din afara lui, pentru a avea o discuție mai amplă legată de măsurile ce pot fi luate pentru a îmbunătăți situația și mai ales pentru a recâștiga încrederea cetățenilor și a pacienților în sistem.